Micuții de la grupa Licurici din cadrul grădiniței numărul 12 din Alba Iulia au vizitat astăzi traseul celor trei fortificații. Aici au putut vedea la ora 12 ceremonialul schimbului de gardă executat de către soldații din garda ansamblului arhitectural Hotel Medieval. Acțiunea la care au participat preșcolarii s-a desfășurat în cadrul programului educațional Școala Altfel și este inclusă totodată în cadrul proiectului Pe drumul de istorie. Cei mici au astfel ocazia să se familiarizeze cu zona istorică a orașului și să afle diverse lucruri interesante despre cea mai mare cetate din România. Scopul proiectului educațional Pe drumul de istorie îl reprezintă cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale istoriei și culturii naționale, respectiv exprimarea prin comportament a spiritului patriotic. Preșcolarii la grupa Licurici au aflat astăzi că Alba Iulia deține cea mai mare cetate din țară, ce înglobează monumente și obiective de o importanță istorică deosebită. Așa cum era de așteptat, cel mai gustat moment a fost acela când soldații din garda ansamblului arhitectural Hotel Medieval au executat ceremonialul lor și au trecut în defilare prin fața celor mici. Proiectul Pe drumul de istorie face obiectivul unui parteneriat încheiat între grădinița numărul 12 din Alba Iulia și societatea care administrează ansamblul arhitectural Hotel Medieval.